Școala începe fizic pentru toți elevii. În interior vor purta mască, dar nu și în curtea școlii. Asta este diferența față de anul trecut. FDA dă aprobare definitivă utilizării vaccinului Pfizer pentru persoanele cu vârste de 16 ani și peste. Vaccinul rămâne disponibil și pentru adolescenții cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani în cazuri de urgență. Belarus va primi o mare cantitate de echipament militar din Rusia, a precizat Alexandru Lukashenko. Este vorba de avioane, elicoptere și sisteme de apărare aeriană. Forțele armate ruse și belaruse urmează să desfășoare în această lună ample exerciții militare comune. Veninul de la unul dintre cei mai mari șerpi din Brazilia ar putea fi folosit împotriva COVID. Cercetătorii brazilieni au descoperit că o moleculă din veninul viperei Jararacusu a încetinit reproducerea coronavirusului în celulele maimuțelor. Știi!